Războiul care mi-a salvat viața, de Kimberly Brabaker Bradley. Capitolul 38. S-a petrecut în a doua săptămână din iulie. Fusese o zi călduroasă, așa că stăteam cu ferestrele deschise larg și cu camuflajul tras. Căzusem imediat într-un somn adânc, fără vise. Sirenele de la aerodrom au început să urle din ce în ce mai tare. Jamie a sărit în sus, străduindu-se să-l țină în brațe pe Bovril, care scuipa și zgâria încercând să se elibereze. Mi-am înșfăcat cârjele. Susan a dat fugă la noi în cameră cu halatul fluturând. "Repede, repede," a zis. Eu nu mă puteam grăbi. Îmi lua timp să cobor scările. Au început să-mi tremure mâinile. "Nu voi reuși să mă mișc destul de repede," m-am gândit. "O să mă bombardeze." Jamie a luat-o la fugă înainte, dar Susan m-a așteptat. "E în regulă," a zis. "Nu te panica." Am traversat camera de zi spre ușa din spate. Jamie s-a ghemuit în adăpost și l-a băgat pe Bovril în coșul lui. Motanul a urlat. Scotea sunete ca ale unui copilaș pe care îl doare ceva. Eu am rămas în ușa adăpostului. Nu mai pășisem niciodată înăuntru. Uram locul ăla. Mă speria. Semăna prea mult cu dulăpiorul de sub chiuveta de acasă. Cel cu gândași pe care nu-i vedeam și nu-i puteam opri niciodată. "Ada," a zis Susan din spatele meu, "mișcă-te!" N-am putut. Nu puteam să intru acolo, în adăpostul acela umed, unde mirosea exact ca în dulap. Nu pe întuneric, nu atât de speriată cum eram. Sirena a răsunat din nou. "Ada, repede!" a strigat Jamie. S-a auzit un zgomot de parcă explodase un avion. Bombe. Bombe adevărate, aici în Kent. Bombele germane de care se temea toată lumea. Aici, în dulapul de sub chiuvetă. Susan m-a apucat și m-a tras în jos pe scări. Mirosul m-a copleșit. Simțeam dulapul strâmt, gândacii. O auzeam pe mama râzând, în timp ce o plângeam. Am țipat. Altă bombă. Și mai multe țipete. Ale lui Jamie? Ale mele? De unde să știu? Amintirea dulăpiorului mi se părea cât se poate de reală. Parcă intrasem în el chiar atunci. Îl puteam vedea. Simțeam cum eram împins înăuntru. O groază nemaipomenită a pus stăpânire pe mintea mea. Am simțit întotdeauna cum mă strângea ceva. Era o pătură, una aspră de lână. Susan mă înfășura în ea la fel cum făcuse în ajunul Crăciunului, strâns de mai multe ori. "Sst," mi-a zis. "Sst." M-a luat în brațe, m-a întins pe o bancă și aproape că s-a așezat peste mine, ținându-mă strâns între spatele ei și perete. "Suntem toți aici, suntem în siguranță," a zis, luându-l pe Jamie în brațe. "Nu-i nimic, Jamie. Ada s-a speriat. Nu-i nimic." Jamie scâncea. "Suntem în siguranță," a repetat Susan. "Nu-i nimic." Strânsoarea păturii m-a liniștit. M-a simțit revenind încet în adăpost, la Jamie și la Susan. M-am oprit din țipat. Inima nu mai bubuia la fel de tare. Am inspirat mirosul păturii de lână udată de lacrimile mele și n-am mai simțit umezeala adăpostului, cea care mi-amintea de dulapul de acasă. Am auzit afară altă explozie, undeva departe, și bum-bumul tunurilor antiaeriene de pe aerodrom. "Suntem bine," a zis Susan obosită. "Suntem bine." Peste 2 ore, când a sunat sfârșitul alarmei, eu și Susan eram treze. Jamie a dormit la Susan în brațe. L-a dus pe sus până în casă. Eu am mers pe lângă ea cu pătura ca o pelerină. Ne-am culcat în camera de zi, prea epuizate ca să mai urcăm scările. A doua zi dimineață, târziu, când ne-am trezit, Susan mi-a spus: "Ada, vor urma și mai multe bombardamente. Va trebui să mergem în adăpost. Ar fi bine să te obișnuiești cu el." M-a trecut un fior. Nu mă puteam imagina trecând din nou prin ce trecusem. "Ce te sperie?" "Mirosul. E ca în dulăpiorul mamei." M-am refugiat uite în mintea mea, înainte să mă apuce din nou panica. "Untișor." Mi-am imaginat că îl călăream pe untișor. Susan m-a bătut ușor pe bărbie. "Putem schimba mirosul." S-a dus la piață și a cumpărat tot felul de ierburi aromatice. Rozmarin, lavandă, salvie. Le-a atârnat peste tot în adăpost, chiar și de marginile băncilor, iar mirosul lor a umplut micul spațiu chiar și după ce s-au uscat și s-au scuturat. Nu mai simțeam damful de umezeală. Asta m-a ajutat. Încă mă mai apuca panica,
iar Susan continua să mă înfășoare în pătură, dar de obicei reușeam să nu mai țip și nici nu mai vedeam mereu în minte dulăpiorul. Era tot groaznic, dar măcar nu-l mai speriam pe Jamie. Asta s-a dovedit important, pentru că după primul bombardament am ajuns să ne refugiem în adăpost aproape în fiecare noapte. Începuse bătălia Angliei. Hitler își dăduse seama că nu ne putea invada cu armata lui până când nu învingea aviația noastră. Altminteri, avioanele militare britanice ar fi bombardat navele de război și trupele în timp ce debarcau. Dacă reușea să scape de avioane, invadarea Angliei ar fi devenit simplă. Nemții aveau mult mai multe avioane și piloți decât britanicii, dar avioanele lor erau altfel, iar cele de vânătoare aveau o rază de acțiune mai mică decât ale noastre. Asta însemna că nu puteau ajunge decât până în colțul de sud-est al Angliei și după aceea trebuiau să se întoarcă după combustibil. Puteau doar să tragă în avioanele noastre și să bombardeze aerodromele din Kent. Aerodromele reprezentau țintele lor principale. Fiecare avion distrus, în aer sau aflat la sol, îi aducea cu un pas mai aproape de invazie. Fiecare pistă distrusă însemna pentru piloții noștri un loc de aterizare în siguranță mai puțin. Aerodromul nostru a fost lovit chiar din acea primă zi. Bombele au distrus două hangare și au lăsat în iarbă din jur cratere adânci cât niște tancuri mai mici. Din fericire, tot personalul se aflase la adăpost. Imediat ce sunase încetarea alarmei, oamenii se apucaseră de acoperit găurile rămase cu resturi și pământ. Până dimineața, avioanele deja aveau din nou unde să aterizeze. Era luna iulie. Lumea era verde și minunată. Mergeam călare pe un tușor pe pajiști, cu iarba unduind, urcam pe dealul nostru și vedeam marea strălucind în bătaia soarelui. Înfloriseră tufele de trandafiri sălbatici, iar aerul se umpluse de parfumul lor. Briza adia și mă simțeam cât se poate de fericită, numai că acum stăteam cu ochii în paturi și după avioane, nu numai după spioni. Ziua încă nu ne bombardaseră, dar știam că puteau face asta. Lui Susan nu-i plăcea că mă duceam să călăresc așa departe, dar nici n-a vrut să-mi interzică. Casa noastră se afla chiar lângă aerodrom, așa că oricum îmi închipuiam că mai departe eram mai în siguranță. Când i-am spus, s-a încruntat. Trebuia să te fi trimis de aici de tot, a zis. Mă descurcam destul de greu cu Susan, dar cum m-aș fi putut vreodată descurca fără ea? Dacă ne trimitea înapoi acasă? M-am uitat la bombeuri. Nu-l pot părăsi pe un tișor, am zis. Susan a oftat. La Londra ai supraviețuit și fără cal. Am ridicat privirea și m-am uitat la ea. Supraviețuisem, poate. Oare aș fi fost în stare să o fac din nou? Câtă vreme stătusem singură doar într-o cameră, nu știam ce pierd. Înțeleg, a zis încet Susan. De aceea te și țin aici. Există lucruri mai rele decât bombele, am zis. Amintindu-mi că o auzisem și pe ea spunând același lucru. Așa cred și eu. Iar Kentul e mare. Nu-l pot bombarda centimetru cu centimetru. Numai că pe urmă s-a uitat pe geam spre aerodrom și ochii i s-au umplut de îngrijorare.